Bună ziua, dragii mei! Astăzi vom vorbi puțin despre emoții, energia emoțiilor. Uneori, viața noastră aici pe pământ, unde am avut experiența încarnării pentru a avea șansa de a experimenta și a trăi umanul sub toate formele sale, nu e tocmai perfectă. Orice o mare provocări, evenimente neplăcute sau grave, eșecuri, crize existențiale, ceea ce face diferența între oameni nu sunt experiențele lor de viață, ci modul cum s-au raportat ei la aceste experiențe, cum au ales să le depășească și să le transforme în oportunități de creștere. Când suntem în miezul unui eveniment nedorit, emoțiile atunci ne copleșesc, iar mintea noastră încearcă zadarnic să găsească acele soluții de ieșire. Ea apelează atunci la rațiune pentru a căuta explicații, motive și pentru a găsi acele soluții, da? Nimic mai fals. Viața însă își va găsi rezolvarea pentru toate problemele care apar. Ea merge înainte, indiferent de nenorocirile care se întâmplă în viața noastră. Mintea este locul unde acea experiență dureroasă s-a născut și este știut faptul că atunci când avem o problemă, nu o putem rezolva la nivelul la care ea a apărut, da? Ci la un nivel superior. Când decidem noi să accesăm energii mai înalte, care înseamnă, mă rog, mai multă detașare și mai multă putere, singurul lucru de care trebuie să avem grijă și pe care trebuie să-l gestionăm, îl reprezintă emoțiile. Sentimentele noastre vin din sistemul nostru de credințe, adânc înrădăcinat în subconștientul nostru. Decomprimarea emoțiilor este un fenomen asemănător de conectării unui aparat de la sursa de energie, da? În acel moment, accesăm o stare de pace și de liniște interioară. Ne dăm seama în acel moment de credințe și nu rezultatul experienței în sine. E unanim recunoscut faptul că la moartea cuiva, cei apropiați trebuie să experimenteze acea durere, da? Acea suferință. De ce? Pentru că socialul a etichetat această experiență ca fiind dureroasă și noi aducem în experiența proprie acest sentiment. Atunci, dragii mei, când depășim dualitatea și nu mai punem etichete, atunci înțelegem că puterea, că stăm puterea noastră de a trăi acea experiență în felul în care noi alegem. Putem experimenta înăuntru nostru ceea ce se petrece în afară, de fapt. Dar putem foarte bine să nu aducem acea experiență în interiorul nostru pentru a ne provoca acea suferință sau durere. De fapt, ideea nu este de a lăsa sau nu energia emoției să se manifeste, ci să nu ne lăsăm trăiți de ea, ci să fim noi cei care o manevrăm și o trăim. Dragii mei, procesul
E foarte simplu. Trecem apoi dincolo de emoție și ne oprim din a o mai chema într-un fel. Esența eliberării este, de fapt, capitularea în fața energiei plină în profunzime. Ok, acesta a fost clipul de astăzi. Ca întotdeauna, vă mulțumesc că sunteți alături de mine, vă iubesc și vă îmbrățișez cu drag și vă transmit din suflet lumină și iubire. Vă sărut!